Ești producătoarea acestui film și voi ajutați foarte mulți prieteni să-și facă proiectele. Dar asta înseamnă pentru voi un efort foarte mare, cred. Cum a fost în cazul ăsta? Da. Este, dar nu știu dacă e chestie de ajutat, până la urmă că e vorba de a, cum zicea și Gabi, să mergem împreună pe un drum. El face o propunere și are prieteni cu care a mers pe drumul ăsta, nu, ca și zis, că toți care sunt și au fost în jurul lui au venit împreună să meargă pe drumul ăsta și cred că și noi am fost unii dintre cei care am crezut acum în el și cred că asta ne-a făcut să ajungem până aici, pentru că altfel cred că nu se poate. Dacă nu credem el în noi, noi în el. Da, da, pragmatic vorbim. Sunt foarte multe lucruri de rezolvat. Ceea ce... Sigur, dar dacă ai o miză... Asta a fost un film în care s-a terminat filmarea și aveam 500.000 aproape de lei de plată și s-a anunțat lockdown-ul. A fost așa un șoc pentru mine, cel puțin, când au început partea din finanțatori să-și retragă contractele, să, normal, nu aveau ce să facă, pentru că erau niște impasuri datorită lockdown-ului, dar noi aveam echipa de plată și atunci a fost așa o decizie foarte, a zis Cristi, asta e, luăm bani de la noi, și adică chiar de la el și plătim oamenii. Adică a fost așa o chestie foarte... Adică a fost o mișcare, n-am știut dacă mai recuperăm vreodată, ne-a ajutat Dumnezeu după aia și am reușit să găsim alți finanțatori. N-a fost ușor, n-a fost într-adevăr... Da, ne-a ajutat Dumnezeu. Da, da, ne-a ajutat Dumnezeu, dar na, ca orice lucru frumos și temeinic se face cu muncă, ne trezim de dimineață, na. Și slavă Domnului că se poate. Până la urmă, adică este și satisfacția de a face ceva împreună, cum a fost plăcerea de a fi alături de Gabi și e adevărat că la urmă și noi polarizăm, cred că din cauza că e Cristi cum este și Cristi un iubitor cu adevărat îndrăgostit de cinema, de artă și în același timp și dăruiește foarte mult, adică nu ține pentru că este, nu, el ceea ce face dă mai departe, este cred că neapărat necesar să împărtășească chiar și acest dăruit cu alții, cum ar fi cu alți regizori, alți autori, de aceea sunt la casa noastră și alți autori. Păi, de curând a fost filmul Iosif Nemia. Da, așa e. Asta și pentru toți i-ați făcut un act de prietenie, de fapt. Da, de sigur, la asta absolut, absolut, absolut. Bun, în afară de faptul că... Și respect, adică respect, admirație, prietenie, pentru că toate astea sunt legate. Și la Demi față de Cristi, și la Gabi, și la Andrei, adică toți cu care lucrăm, n-au bătut întâmplător la noi la ușă. Asta sunt unici. Da. Cum a fost să găsiți locații, să programați filmări? La Gabi a fost foarte... Din cauza că a fost și imediat după, noi vreau în decembrie, dar am amânat și a fost imediat apoi în ianuarie și a fost așa un pic pe repede înainte, au fost un pic cam scumpe, să zic, dar cumva Gabi a fost alături de noi și a zis mai reduc din zile, adică am fost așa foarte... Am fost foarte aproape, așa, slavă Domnului, și am lăsat și noi, am mai plusat el, am mai plusat noi și am fost foarte așa în legătură, și adică am făcut o echipă bună, slavă Domnului. Și acum, la lansare, adică și asta e o chestie, toată lumea spune, stai puțin că gata, ai făcut filmul, nu, ești la 30% când ai terminat filmul și e la primul festival, la Tallinn, ai zis, ok, gata, de acum începe și... Așa a început toată nebunia și cu distribuția, cu promovarea, cu aia și așa mai departe. Și aici în continuare ne finanțăm, ne agităm cu toți, cu toate, să mai obținem și încă 5 lei și încă 10 lei, să fie, să se vadă filmul. Nu-l ținem pentru sertar, nu pentru noi. Nu. Păi, poate să se finanțeze ce de fost. Absolut, asta, absolut. Absolut, absolut, clar. Ce lucrați acum? Ce proiect aveți? Păi facem am terminat cu Andrei, de filmat, acum abia am terminat de filmat cu Andrei Con, cel de-al treilea film după O făclie de Paște, a lui Caragiale, Gefilte Fish.
Am făcut un scurtmetraj, am terminat cu Catrinel Dănăiață un scurtmetraj, un fantasy foarte simpatic. Suntem și cu el pe final și, mă rog, mai avem astea lui Cristi, două filme ale lui Cristi. Le-a făcut el în, suntem în coproducție cu Dragoș Bucur și Băguță, le-a făcut cu atelierul lor de cinema. Astea sunt așa, să zicem, în post și apoi avem cu Sara Tsourakidis, debut, și vrem să-l filmăm, căutăm acum coproducții să filmăm la anul în primăvară și pe Mavrodineanu. Alex Mavrodineanu, și mai avem încă un proiect pe scenariul lui Cristi și al lui Răzvan Radulescu, Hrană pentru pești mici, cu Ștefan Constantinescu, care a avut și el la, acum am văzut că a luat și o mențiune la Cluj pentru primul lui lungmetraj, care e tot cu Bughie, și avem și cu el un lungmetraj, dar să vedem. Mai avem și documentare, mai avem ceva în dezvoltare, na. Da, exact. Mă, ne pregătim să mergem la Marsilia să mai obținem fonduri în Franța.